sâmbătă s-au strâns datorită oamenilor de bine care au fost acolo și nu numai, suma de 6.000 de euro, aproape 6.000 de euro. Ceea ce înseamnă foarte mult, este o sumă foarte bună, pentru că acești bani vor fi donați către secția de oncopediatrie a Spitalului Fundeni. Ați făcut un calcul cam câți bani s-au donat de aproape un an de zile către Institutul Clinic Fundeni, către secția de pediatrie? Depășește suma de 100.000 de euro. Pentru că s-au adunat. Sunt perioade când au fost și cu medicamente și aparate care se uzează, aparate mai mari, sume mai mari și ultima achiziție, să zicem așa, mai mare fiind platforma de testare genetică, care a fost destul de costisitoare, dar bine, un ajutor comun cu mai multe firme ce au sponsorizat împreună cu noi această platformă. S-a schimbat fața secției de pediatrie oncologică într-un an de zile? Este echipată, este dotată cu minimul necesar care are nevoie, zicem noi, așa, pentru urgențe. Însă este nevoie de mai mult, pentru că acolo este o secție unde se tratează continuu. Aparatele trebuie la un interval de 3-4 ani tot timpul înlocuite, ca o mașină care lucrează non-stop. Și se deteriorează. Piese, cabluri și tot felul de alte, eu știu, produse care se uzează în timp. Mai ales că sunt folosite și de către pacienți, și de către, adică de însoțitori, și pacienții care sunt mai mari. Ori nu sunt atenți, depinde și de educație, depinde foarte mult și de, eu știu, cât de mult țin la aparatul respectiv, pentru că na, trebuie să-l folosească și altcineva. Fata noastră a ajuns într-o stare foarte gravă. Atunci am zis, este o lucrare care trebuie să o facem, indiferent că vrei, că nu vrei, te duci la această lucrare. Și am început să facem secția vizibilă. Adută acestei stări vizibile, au venit oameni lângă noi, oameni în jurul nostru. Și acești oameni pot spune cu mâna pe inimă că s-au transformat. În ce? În dăruitori. Au fost oameni de lumină, au venit lângă noi. Sunt oameni care ne sună. Ce mai facem? Mai este nevoie de ceva? Normal, cea mai mare achiziție a fost platforma genetică, o platformă foarte importantă. Deci, vedeți, nu numai secția de pediatrie are nevoie și chiar spitalul în sine. S-a luat și un aparat pentru depozitare de trombocite. De asta cu soția am tot lucrat și ne-am tot sfătuit cum să facem, dar de acord cu medicii, pentru că numai dânșii ne-au spus și au simțit că noi vrem să-i ajutăm. Adică n-am fost niște oameni care să ne facem reclamă, să apărăm acolo, vezi, Doamne, ce am făcut noi, sau mai ales că sunt preot și vezi, Doamne, ce fac. Nu, am făcut cu dragoste, pentru că am simțit că fiica noastră este într-o stare foarte gravă. Și la un an de zile, într-adevăr, putem spune că secția a crescut foarte mult. Cu dotări, cu dragoste, cu vizibilitate, au venit foarte multe televiziuni, s-au filmat, au venit mulți oameni de bine care au dorit pachete, au dorit cadouri. Contează foarte mult pentru un copil onco să primească măcar un zâmbet. Copilul care este bolnav de leucemie are nevoie prima dată de un zâmbet, de o îmbrățișare. Și atunci părintele nu poate să-i dea neapărat să-i ofere. Este foarte căzut părintele. Și are nevoie de dragoste. De noi, cei care suntem sănătoși, ca să ajutăm acești copii. Și de asta am început să facem vizibilă această lucrare, eu cu soția mea, dar, repet, simbolul dragostei este fiica noastră, nu noi. Nu puteam să facem fără ea. Și medicația a fost donată în funcție de necesar. E posibil ca la o secție să nu existe tot timpul în dotarea farmaciei un produs anume. Și atunci, când am văzut că lipsește una alta, am venit noi cu un supliment. Adică copiii erau tratați cu ce ne oferea secția, dar anumite produse nu existau atunci. Atunci noi am venit și am completat. Aducem aia, deci pentru a ajuta și ceilalți copii de pe secție în suferință, ca și fetița noastră. 5 luni am stat în spital, ce să zicem, și mergem periodic, lunar, pentru programul de consolidare a tratamentului. Citostaticele continuă fiecare lună, avem injectabile și un produs, tot un citostatic, care luăm pe guriță. Suntem bucuroși că datorită dragostei voastre și datorită multor rugăciuni, pentru că am rămas impresionat,
o lume întreagă s-a rugat pentru noi și pentru Irene. Și această rugăciune m-a pus și pe mine în genunchi. Nu sunt un om, sunt un om păcătos, sunt un om cu multe nevoi. Și am zis să mulțumesc acelor oameni. Ați văzut acolo, am numit mulți preoți din toată lumea care s-au rugat. Mulți oameni care au dăruit pentru noi, mulți oameni care au donat pentru noi și atunci am spus, trebuie și noi să donăm mai departe, pentru că este nevoie. Dacă noi am fost vizibili și am putut face asta, cu atât mai mult trebuie să facem. Și am mulțumit, de-adevăr, de-abia după un an de zile, aproape un an de zile, că din luna mai anul trecut am primit cumplita veste, care ne-a demolat, am primit vestea cea mare că măduva este curată, într-adevăr. Și soția mea știe mai multe informații și în tot acest timp aveam temeri foarte mari, deoarece mai exista o trisomie în plus la cea de 21, mai era și o trisomie păcătoasă, trisomia 8. Această trisomie favorizează producerea celulelor canceroase, însoțită de o altă anomalie genetică, se numește gena fetele de 3 de T-ul acesta, care este la un prognostic, arată un prognostic destul de rău pentru cei care au această genă. Să zicem că am avut binecuvântarea încă de la prima punție să se negativeze această genă, ceea ce a fost îmbucurător pentru medici, pentru că ei au știut cât de grav este copilul nostru, cu toate că de la început au încercat să ne calmeze, să ne liniștească, mai ales că eram într-o situație destul de căzută și nu eram cu moralul foarte bine. Dar cu zâmbetul pe buze, zis, hai să încercăm să vedem ce iese din această situație, cu calm, cu liniște și cu pace. Dacă rezultatele vor fi în favoarea ei, atunci le vom da pe parcurs. Și într-adevăr așa a fost. Deci puțin câte puțin, doamna profesor care se și ocupă, Anca Colițe se ocupă de tratamentul fetiței împreună cu echipa medicală, sunt 6 medici minunați care conduc această secție împreună cu câțiva rezidenți, au luat-o treptat, puțin câte puțin, adaptat la personalizarea asta, deci de tratament, e foarte importantă pentru copil, că fiecare are o altă anomalie, o altă leucemie și atunci este foarte, foarte important ca Dumnezeu să lumineze acești medici, să pună un tratament perfect pentru nevoile acelui copil, ca să nu fie o eroare medicală și să facă mai mult rău. În cazul fetiței noastre, deci totul a mers foarte bine, puțin câte puțin, până când evoluția a fost din ce în ce mai bună. Ne-a dat curaj, ne-a luat așa pe fiecare etapă un pic din această durere, din această suferință și în momentul în care am început să venim și noi în ajutorul secției, că am văzut că sunt nevoi, pentru că așa se întâmplă peste tot. Tot timpul lipsește câte ceva. Bucuria pe care am împărțit-o noi, din darurile primite de Irene, cumva s-a întors și la noi. Și uite că Dumnezeu ne-a rânduit să primim această veste minunată. Dar nu mai lucrul ăsta. Consider că darul acesta al Irenei s-a dus mai departe la toți cei care au donat și Dumnezeu să le rânduiască și lor bucuria de care astăzi noi suntem părtași și pe care, într-adevăr, uite, vrem să o zicem în gura mare, că trebuie să ne bucurăm de prezent. Hristos a vrut ca noi să aflăm rezultatele în această perioadă importantă din acestui an, deci perioada pascală consider că este cea mai importantă perioadă din Biserica Ortodoxă și noi am văzut că înviere înseamnă cu adevărat este Dumnezeu. Pentru noi, această veste minunată a fost ridicarea Irenei din boală, învierea din boală. Și trebuie să o spunem acum, deși la un moment dat am avut am avut ispita, așa, Doamne, dar dacă ar fi să anunțăm peste la următoarea punctie, să zicem atunci, să fim noi mai siguri, să nu mergem în gura mare. Și am zis, Doamne, dar trebuie să mărturisim pe Hristos aici, trebuie să aducem bucuria medicilor. Ei sunt foarte bucuroși pentru această reușită. Vă dați seama, a fost un caz foarte grav. Deci având și problemele ei de genetice date, anomaliile date de sindromul Down, practic nu a făcut decât să îngreuieze și mai mult cazul. Și atunci problemele ei asociate cu acest cancer de sânge nu era chiar favorabil pentru început. Dar puțin câte puțin Dumnezeu a văzut și inima noastră, a văzut și inima oamenilor și rugăciune tuturor, implicarea medicilor. Deci echipa asta este minunată. Deci ne-a dat cumva ca senzația de a fi acasă și acolo. Fetița noastră, practic, a locuit cel mai mult
la spital, după casa noastră. Deci nu a locuit nici la bunici, nici în vecini, nici la prieteni, doar suntem în vizită câteva ore sau poate mai puțin. Sau o zi, două, trei la... Plecăm, în, să zic, cu ea la munte, la mare, undeva, când aveam posibilitatea. Dar cel mai mult am stat în spital. Și pentru ea a devenit a doua casă spitalul, unde, într-adevăr, bine cu căldură. Și oamenii ar trebui să fie încredițați. Că, uite, și în România sunt medici foarte buni. Deci noi am fost, noi suntem cazul concret că am vrut să plecăm din țară. N-am avut răbdare. Deci trebuie un pic de răbdare. Cred că în orice lucru bun trebuie răbdare. Mai întâi să dăm credibilitate și oamenilor, și medicilor, și în primul lui Dumnezeu, că este cu noi tot timpul. Și atunci, acum trebuie să mulțumim și preoților. Am fost foarte mulți preoți care am tras de ei și vă rog frumos să veniți să împărtășiți pe Irene și zilnic acest suflet drag, acest chip de înger a fost împărtășit. Deci contează foarte mult. Un an de zile. Deci când am aflat de la ultima punție că mare un rest de trisomia 8, am zis da, gata, am înțeles. Trebuie să împărtășim cu Hristos zilnic. Am continuat tratamentul pentru că așa este normal, să-l ținem tratamentul și Hristos acolo în frunte, în trupul ei, Doamne, Tu știi ce ai plămădit acolo. Tu ești Dumnezeul celor văzute și celor nevăzute. De aia și mărturisim la crezul credinței. Practică, Dumnezeu este adevărat, adevăratul nostru Dumnezeu. Și noi, prin lucrul acesta, ce să mai... Deci nu putem să aducem o mai mare slavă și bucurie și mulțumire pentru rezultatele pe care le avem în momentul de față. Mai are sau nu mai are leucemie? Practic, analizele arată că este pe zero, deci e negativă. Deci negativă, deci e canceroase nu mai sunt în trupul ei. Va urma în continuare tratamentul de citostatice de consolidare, în ideea că pe parcurs copilul poate să sufere viroze. Deci noi am observat că cei care au venit acolo recidive au venit în urma virozelor. Virozele acestea pot să afecteze pe un fond de imunitate scăzută a organismului să reapară celulele canceroase. Pentru că fiecare om normal are celule canceroase în corp, dar le sunt activate sau nu, într-un anumit fel sau nu. Depinde de șoc, de stres, de boală, de virus, de alimentație. Imunitate. Da, depinde de ceva anume, nu știm unde e Dumnezeu. Deci nu suntem chiar scăpați, să zicem așa, decât doar cu voia lui Dumnezeu. Deci dacă Dumnezeu vrea ca să fim scăpați, vom fi scăpați. Până adică am învins mai multe etape, am avut mai multe bariere și am învins etapă cu etapă, cu dragoste și cu... Din căsătura care am primit-o, că am fost foarte dărâmați și am fost în iad, am început să ne ridicăm. Irena a avut obstacole foarte mari pe timpul acestui an, foarte mari obstacole ca venite cu moartea. Putea să facă și infecții, putea să facă și diferite... Am mai și răcit, dar noi când avem ceva, când apare ceva în sănătatea ei, suntem la secție imediat. Și am fost de mai multe ori pe secție, când răcea, când... Copiii cei mari vin tot timpul cu viroze, că stau în comunitate și noi l-am tot spus, când sunteți răciți, nu veniți lângă ea. Nu s-a putut, nu se poate împiedica, nu știu, ea e un lipici și poate nici ei nu realizează că sunt purtători, ea imediat încasează fiind cea mai mică. Tot ce este mai slab și mai periculos. Ne-a demonstrat că e foarte tare. Deci cu copii foarte tare. Așa ceva n-am văzut. O plimbăm în mașină, mai ieșim puțin prin parc, dar când nu e populat parcul. Mergem la prieteni, fiini. Avem o mare familie de fiini și dacă ar fi așa să îi vizităm pe fiecare, cred că ne-ar trebui o lună de zile să mergem măcar o dată la fiecare acasă cu ea. Dar având în vedere că ea este totuși sub observație și este periculos pentru ea, motiv pentru care n-am început nici terapiile, pentru că ea trebuie să facă terapie, să începe în logopedie, terapie ocupațională și alte activități pentru dezvoltarea intelectuală. Deci ea, în această perioadă, a mai crescut un pic, să zicem așa, intelectual și am observat că cu această vindecare a măduvei, a sângelui, am observat și o ridicare a nivelului intelectual. Chiar am zis doamnei profesor, am observat lucrul ăsta și zice, da, să știi că nu este întâmplător, și alți părinți zic același lucru, copilul lor, deci au mai evoluat intelectual, deci cumva și curățarea asta de aceste celule o ajută pe ea să evolueze. Suntem foarte, foarte încântați de această echipă medicală, deci ne-a dat curajul să avem încredere în ei.
Și sunt devotați, sunăm și la miezul nopții, ni se întâmplă ceva, deci chiar am deranjat. Deci am avut episodul destul de urât înainte de puncție, deci ne-a fost foarte, foarte frică. Deci a avut o seară, deci luni a fost programată puncția și sâmbătă seara lui eram pe perfuzii în spital, deci a avut în ziua respectivă o stare destul de rea. A vomat toată ziua, duminică nu a mâncat când era după episodul de sâmbătă. Era nemâncată, deshidratată, mi s-a pus acolo perfuzie, ce a ajutat un pic pentru ziua de sâmbătă. Și luni ne-am gândit, Doamne, sperăm să nu fie ceva negativ. Deci ne-a fost foarte frică pentru că a fost foarte brusc. Deci asta când se întâmplă lucruri bruște la copiii aceștia cu cancer, ne gândim la ce e mai rău. Și ne revenim, noi ne revenim că, Doamne, Tu ai fost cu ea, ești cu ea, deci nu poate să fie ceva rău. Luni am avut punctia și am avut emoții pentru cele rezultate. Pentru părinte sunt acele punctii. Pentru că mergi cu copilul în acel bloc operator. Așa și stai cu gândul că, Doamne, îl adorme sub ochii Tăi, te uiți la el, întinde brațe la tine, vede că peste trupul lui acolo sunt asistenți, sunt medici, anesteziști și se moaie inima. Iar Irene, după orice punctie, după când se trezește, primul care face se ridică în funduleț. Deci, direct în funduleț. Și strigă ori tata sau mama. Depinde cu cine știe că a venit. Da. Dar aceste adormiri forțate și aceste treziri le suport cam greu. Adică, de fiecare dată plâng. Îmi vine să plâng când vezi că doarme sub ochii tăi, când vezi că se trezește sub ochii tăi și atunci aceste lucruri te copleșesc. Și îți schimbă viața. Poți și spune sunt că lucruri mărunte. Deci, sunt cazuri mult mai grave decât suntem noi. Irene sunt vindecabile și s-au vindecat. Ne-a făcut mai tari, ne-a făcut mai mult mai puternici. Adică ispitele care vin sau necazurile le tratăm altfel. Pentru că vă dați seama la 5 copii, nu este simplu. Fiecare vine cu o problemă, nevoia pentru fiecare este mare. Noi nu suntem acum, în acest punct de vedere, întâmpinăm o mare problemă. Da, noi nu suntem într-o casă. E o situație delicată acum. Noi stăm în două locații diferite. Și acest lucru se simte asupra educației copilului. Uneori se simte acest lucru. Cât nu ești sub o cupolă, sub o casă, pierzi puțin din acest pas. Ce ne dorim cel mai mult este realizarea unui nou spital. Ridicarea unui spital. Deci este un proiect care urmează a fi pus în aplicare, să zicem așa. Și așteptăm momentul. Vrem să medităm pe acest spital și noi. Când se va da drumul la această construcție. Deci este necesar pentru. Ne bucură când apar alte spitale noi și moderne, dar vrem să avem și pe Fundeni un spital nou și modern. Fiind spitalul cel mai important din țară pentru aceste probleme pe care. De fapt, este secția cea mai importantă care primește tot personalul din toată țara. Și este cea mai experimentată, cea mai dotată cu specialiști și atunci chiar merităm să avem ceva mai bun. O facem cu dragoste, cu multă dragoste, să fiți lângă noi, să ne sprijiniți, să ne ajutați, pentru că foarte mult contează ca toată lumea să afle ceea ce se întâmplă acolo. Una este să afli și după aceea când mai vii să faci o faptă, să îți dăruiești din dragostea ta, contează mai. Și vreau să mulțumesc pe această temă, vreau să mulțumesc și prefecitului pentru că a fost lângă noi și a înțeles și am participat la multe strângeri de fonduri, chiar multe coruri, multe parohii din capitală. Au venit în ajutorul nostru și vreau să mulțumesc pe această cale patriarhului nostru, care este un om cu suflet și știe ce înseamnă suferința. Doamne, și vă mulțumim și vouă, care dați multe știri frumoase și să țineți așa, să dați multe știri frumoase și cât mai luminoase, pentru că în această lume, vedeți, circulă foarte multă informație negativă.